Comuna Florești a fost în acest weekend gazda unei sărbători deosebite, Zilele Comunei, ajunse la cea de-a 15-a ediție. Locuitorii și invitații s-au adunat pe stadionul din localitate pentru a celebra tradițiile și spiritul comunitar într-o atmosferă plină de voie bună. Evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local Florești a fost un prilej de reîntâlnire, de bucurie și de reafirmare a valorilor care unesc această comunitate. Cu spectacol artistic, bucate tradiționale și invitați de seamă, Zilele Comunei Florești continuă să fie un eveniment de referință pentru locuitorii acestei zone. Locuitorii Comunei Florești au avut parte de o seară memorabilă cu ocazia Zilelor Comunei, un eveniment de suflet ajuns la cea de-a 15-a ediție. Evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local Florești a transformat stadionul din localitate într-un loc al bucuriei și al unității, unde tradiția s-a împletit armonios cu momentele artistice și culinare. Atmosfera festivă a fost întreținută de un spectacol artistic deosebit, care a adus pe scenă artiști locali și invitați speciali, spre deliciul celor prezenți. Publicul a avut parte de muzică, dansuri și momente de divertisment ce au captat toate generațiile. Ca de fiecare dată în ultimii ani, evenimentul a fost onorat de prezența unor personalități marcante ale județului. Printre invitații de seamă s-au numărat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de parlamentarii Liviu Mazilu și Alin Chirilă. În eforturile sale, primarul Comunei Florești, Radu Pasăre, a transformat acest eveniment într-un moment de referință pentru locuitorii comunei, subliniind importanța coeziunii sociale și a valorilor locale. Bună seara! Și în numele dumneavoastră permiteți să spun și domnului președinte al Consiliului Județean, pe care îl invităm aici, vă rugăm. Avem împreună cu domnul președinte, pe domnul senator Mazilu, toată conducerea județului Mehedinți. Este echipa care ne ajută și care ne susține în toate demersurile pe care le facem, în încercarea noastră de a vă face viața mai bună, mai frumoasă și mai liniștită. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost din nou alături de locuitorii Comunei Florești la cea de-a 15-a ediție a Zilelor Comunei, manifestându-și sprijinul și aprecierea față de această comunitate. Prezența sa la eveniment a subliniat angajamentul pe care îl are față de dezvoltarea județului și față de păstrarea tradițiilor locale. Vin cu drag de fiecare dată, mă preocupă ce se întâmplă în Comuna Florești. În fiecare an sunt alături de dumneavoastră, nu numai la un asemenea eveniment. Știu ce se întâmplă în primărie, știu ce se întâmplă în comună. Muncim împreună 4 ani de zile ca să putem să venim din 4 în 4 ani la dumneavoastră să vă cerem votul. Vă mulțumesc pentru votul exprimat în această vară. Vă mulțumesc că ați avut încredere în PSD, ați avut încredere în mine. Suntem o echipă care suntem alături de oameni și de nevoile comunității dumneavoastră. Felicitări, Radu, pentru toate eforturile pe care le faci să organizeze an de an un asemenea eveniment. De asemenea, au fost prezenți consilierii județeni Vali Manțoc și Luis Moisescu, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehedinți, Cosmin Durac, primarul Comunei Broșteni, Alexandru Borugă și primarul Comunei Șovarna, Constantin Prundeanu. Evenimentul s-a încheiat într-o notă de bucurie și voie bună, promițând să rămână în amintirea tuturor celor prezenți. Zilele Comunei Florești continuă să fie un reper important în calendarul sărbătorilor locale, demonstrând că tradițiile și valorile comunitare rămân puternice în inima oamenilor din Mehedinți.